Ne-am întors, stimați telespectatori, bineînțeles cu invitata din această seară, Laura Constantin. Laura, eu am aici în mână, de la Chilii la Buzău, Laura Constantin, albumul tău. Spune-ne puțin despre acest album, mă uit și bine, sunt 19 piese pe acest album, muzică și text Veronica Constantin, mama, orchestrație Plaiurile Mioriței, dirijor Sorin Mandache. Și Gigi Vrabie, pentru că și fostul dirijor. Da, iar și membru al ansamblului. Spune-mi, te rog frumos, cum a apărut acest album? Piesele le aveam, de fapt, versurile le aveam de ceva timp, așa, scrise acolo. Eu îmi scriu dinainte și le pun acolo. În agenda ta? Bineînțeles, să le am pregătite deja. Și la începutul, de fapt anul trecut, la sfârșitul anului, până octombrie, prin noiembrie, luna noiembrie, am început să colaborez cu băieții, să vorbesc cu ei, băieții de la orchestră, să vedem cum facem. În acest moment le arat și telespectatorilor albumul tău. Să vedem cum facem cu înregistrările, cum ne punem la punct să realizăm acest album. Și până la urmă ne-am străduit și a ieșit ceva frumos, cred eu. Este albumul tău. Ce înseamnă pentru tine acest album? Pentru că orice artist își dorește la un moment dat în viață să scoată pe piață un album. A fost greu pentru tine acest album? Greu a fost, dar nu mă refer... Costisitor, vreau să spun. Din punct de vedere financiar. Bineînțeles, dar așa la versuri și muzică, text, nu e o mare greutate pentru mine, nu știu pentru alții. Dar pentru mine nu este. Problema este finanțe. Totul, finanțe zero. Laura, în lumea aceasta totul se învârte în jurul banilor și exact. Să recunoaștem că... În acești bani pe care tu i-ai dat, nu te-a ajutat nimeni. Totul a venit din partea mamei tale. Din partea familiei, da. Un lucru bun pentru cei dragi, pentru ce au spus. Hai să te ajutăm. Bineînțeles. Iar de lângă, lăsăm un pic deoparte albumul, cu toate că reprezintă un interes. Știu că reprezintă viața mea albumul. Sunt piese care am pus copilăria mea. Am pus viața oamenilor de acolo, pentru că la noi au fost foarte mulți oameni care au dansat, sunt dansuri tradiționale și chiar acolo ultima piesă este făcută versurile puse exact pe un dans specific zonei Chilile, Lanțeta. Frumos. Vreau să te întreb, pe lângă acest album tu mai faci un lucru. Despre ce este vorba? Nu, dacă te-am prins în seara aceasta, vreau să aflu atâtea lucruri despre tine, nici nu pleci de aici până nu știu eu, dar și telespectatorii. Ce face Laura Constantin? Dacă mă ajută Dumnezeu, pentru că nu vreau să mai divulg multe așa, vreau să mă dezvolt așa și în domeniul cărților, adică vreau să... Devii scriitoare. Da. Dar așa, cu pași mărunți, bineînțeles că prin clasa 9-a mă luasem și după aceea m-am lăsat, adică m-am lăsat mai puțin. Și acum, de un an... Laura, dacă spui că vrei să te dedici scrisului, crezi că te poți descărca acolo toate trăirile tale, tot ceea ce se întâmplă în viața de zi cu zi? Da. În cărți și în cântece. Bineînțeles. Să rămână ceva după urma mea, că poate cine știe. Bă, Laura, dar ai 22 de ani. Deja ai tot viitorul în față, te gândești la lucruri urâte. Nu mă gândesc la lucruri urâte. Iar dacă tu spui că vrei să te dedici scrisului, ce ai vrea tu să scrii? O carte despre tine, despre biografia ta? Vreau să scriu, de fapt, o carte despre... Cum să spun, oamenii care îi întâlnești în viața ta de zi cu zi. Și oamenii care îi întâlnesc în viața mea de zi cu zi, dar mi-aș dori foarte mult să pun într-o carte viața străbunicii mele și bunicii mele, pentru că a avut o viață foarte grea și din toate povestirile, pentru că eu le-am strâns acolo și le-am pus cap la cap, așa mi-aș dori foarte mult. Să fac ca un fel de roman
că e foarte, sunt întâmplări foarte frumoase și cum lucrau, erau argate la boieri și lucrau pe moșii și prin viile la Focșani și a, deja foarte e o poveste multe frumoasă, putem spune noi, oamenii din ziua de astăzi, dar pentru bunicile tale și străbunica ta, să vorbim într-un fel de sclavie? Din ceea ce îmi povestești tu acum? Și cam așa ceva, da. Și te-au marcat? Da, din ceea ce mi-a povestit și viața cum era înainte, m-a... E bine, Laura, o să depășim acest moment. Stimați telespectatori, mai departe pentru dumneavoastră, Laura Constantin, măi Buzău, mândră grădină și măi străine, măi vecine. Aici la Povești și Cântece, pentru dumneavoastră, Laura Constantin. Și nu uitați să intrați pe pagina noastră de Facebook Povești și Cântece și să ne dați acolo un mare like.
Mulțumesc dușmanii mei că am trăit pentru voi, pentru voi. Că eu am muncit de mic, nimic nu mi-a trebuit, Multă forță voi mi-ați dat, măi, că mă jurați peste gard, măi. Veninul la țară-n cot, măi, primii bubi atrați dat, măi. Uită-te-n casă la tine, ne-ai păcate pe lume, pe lume. Uită-te-n oborul tău, ne-ai vorbit pe altul rău, pe altul rău. De ai păcate sau n-ai, măi, cu piatra mine să dai, măi. Omul de păcatul tău, măi, îl știe doar Dumnezeu, măi. Dușmanii mei dau putere la nevoi și la durere, la durere. Dacă nu aveam dușmani, n-aș fi trăit peste ani, peste știați voi, dușmani, măi, chefuiați cu lăutare, măi. Dovedească-mi merge bine, mă vorbeați de rău la lume, la lume. Învățați toată lumea să-mi facă viața grea, viața grea. Cine vine pe la voi, măi, mă îmbroșcă cu noroi, măi. Cu noroi și vorbe grele, dar eu nu mă tem de ele. Ne-am întors, stimați telespectatori, mergem mai departe cu discuția cu Laura Constantin. Laura, se anunță o primăvară și o vară frumoasă pentru tine. Da. Ce ți-ai propus mai exact? Am foarte multe de făcut în vara aceasta, am destule spectacole și asta mulțumită domnului Gheorghe Petcu, membru al Uniunii Scriitorilor, că tot dânsul m-a împins așa și a spus: hai, Laura, că ai talent și mergi pe partea asta și cu scrisul, că se merită. Și bine. Adică mi-a dat un impuls așa și mulțumesc. Dar foarte oricum, mult. Dar oricum, cântatul rămâne pe primul loc. Bineînțeles, da. Ce spune mama? Ce să spună? Ce vrea fata, aia face. Atunci fata să meargă mai departe, pentru că, Laura, în această seară eu mă bucur că ai trecut pe la noi, e un mesaj pentru tine. Și mă bucur foarte mult că m-ați invitat, mulțumesc mult de tot. Cu mare drag oricând, pentru și că totdeauna... Și întregii echipe. Dar suntem o familie, familia TV Sud-Est, care încercăm de fiecare dată... Asta spuneam, mă simt ca într-o familie aici. Mă bucur. Acest lucru îl încercăm de fiecare dată cu invitații care ne precedă. Pășesc pragul studioului nostru. Mi-ai dat așa o emoție. Da. Pentru că încercăm să le transmitem telespectatorilor trăirile fiecărui interpret, dar și piesele și mai ales melodiile acestea frumoase interpretate de ei. Care ar fi mesajul tău pentru telespectatori? Le doresc tot binele din lume, sărbători cu bine, să fie sănătoși și să le dea Dumnezeu multă, multă fericire, multă îngăduință, multă putere de muncă, să fie optimiști, pentru că optimismul te face să uiți de tot și să mergi mai departe și să fie puternici. Sănătatea că e mai bună decât toată.
să aibă o inimă mare, să nu mai fi să dușmănească, că nu-i bine. Nu-i bine. Spune Laura Constantin. Ei bine, stimații telespectatori, și eu trebuie să-mi iau rămas bun de la dumneavoastră, dar nu înainte de a mulțumi și colaboratorilor noștri, fabrica de mobilă Ban Prod.SRL, fabrica de încălțăminte Mopiel, florăriile Sakura Rosa și Ikebana, cofetăria Bedărag, magazinul de haine La Mari și salonul de frizerie Ovidais. Eu sunt Daniel Țiglianu, numele tuturor colegilor, vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați urmărit. La final, o să o lăsăm pe Laura Constantin cu alte patru piese. Mulțumesc dușmanii mei, pe drumul cu bolovani, pe Valea Slănicului și Vino Vino Neiculiță. Mie nu rămâne decât să vă doresc să aveți parte de tot binele din lume și nu uitați, aici la TV Sud-Est, fiecare invitat poate păși pragul studioului nostru, de fapt fiecare interpret poate fi invitatul nostru, mai exact, și de ce nu, o poveste frumoasă, cu multe cântece frumoase pentru dumneavoastră, doamnelor, domnișoarelor și domnilor. Seară bună, pe curând!
cu toate. Vino, vino, ne calmează.